Hehehe, bună dimineața, bună dimineața, ce faceți, cum sunteți? Sper că sunteți bine. Acum ce vreau să le transmit în această dimineață, pentru că cred că am călcat în ceva, este, ați avut, vreau să vă întreb ceva, ați avut o senzație, să știu, lăsați-mi un comentariu mai jos, cum v-ați simți dacă ar fi ultima zi de lucru la un loc de muncă și în același timp când începi noul tău loc de muncă, când ai amândouă amestecate, cum ar fi? Cum ar fi? Cum v-ați simți? Lăsați-mi un comentariu. Eu acum mă simt fantastic, fiindcă într-un fel îmi pare rău că plec de la locul celălalt de muncă, fiindcă și acolo aveam oportunități, puteam crește, puteam avea o viață bună, învățam multe și de acolo, eram înconjurat de oameni minunați. Numai că acum, cu oportunitatea nouă, chiar pot avansa mai mult spre visul meu, chiar îmi pot îndeplini visul și îmi voi îndeplini visul mult mai repede și mult mai bine, mult mai frumos. În sfârșit gătesc într-un restaurant cu fine dining, cu 4 stele, într-un hotel superb, cu oameni minunați, cu experiențe minunate, cu români, chiar cu români, ceea ce mă bucură și mai mult. Suntem o echipă super, super, super tare. Ieri am fost, și ieri am fost la hotel, am lucrat și kitchen porterul ăsta, spălătorul de vase, a fost foarte, foarte obosit. L-am văzut pe el, era ca un zombie. Am întrebat, dar ce-i cu tine, ce ești așa obosit? A, frate, de o lună muncesc în turnă zi de zi, zi de zi. Și acum au căpătat 4 zile libere și a fost super fericit, a fost ca un copil. A fost ca un copil când au primit un cadou sau un dulciu sau ca și a fost Crăciunul pentru el. El a fost super, super fericit, dar și obosit în același timp. Și acest sentiment chiar este super, super tare, că se numește schimbare, eu numesc schimbare și dezvoltare personală și totul. Că dacă nu schimbi ceva în viața ta, nimic nu se va schimba în viitor și viitorul se apropie foarte, foarte repede. Credeți-mă că sunt aici de 3 ani în Dublin și nu mi se cred că este 3 ani trecut, 3 ani. Și mi se pare că au trecut 3 ani așa, dintr-o clipă. Se pare că am venit numai ieri. Și când mă gândesc prin ce am trecut prin aceste 3 ani și cum am evoluat, cum am dezvoltat, ce oportunități am avut, ce am pierdut, că am pierdut foarte mult, am pierdut foarte, foarte mult. Mai ales primul an am pierdut multe, multe, multe oportunități, multe activități, multe... Deci n-am făcut lucruri productive, nimic, 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 zero, 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 chiar zero. Deci gândiți-vă că a fost foarte greu pentru mine, pot să zic că a fost ca un iad. Ca în iad. Dar acel iad m-a construit, am rise up like a phoenix. Am crescut și acum sunt chiar un luptător, chiar pot să spun un campion. Și chiar mă simt ca un campion, pentru că mă gândesc ca un campion, vorbesc ca un campion și fac ce fac și oamenii de succes. Că am învățat, vorbeam ce s-a măsut o frază și încă mai multe fraze, dar ăsta mereu l-am în minte. Dacă copiez ce au făcut și oamenii de succes, dacă faci ce fac ei, dacă vorbești cum vorbesc ei, dacă ai rutina lor, și tu o să fii la fel. Dacă faci oamenii ca oamenii din cursa de șoareci, o să fii doar ca ei. Deci alegerea este a ta. De succes sau de curse de șoareci. Să muncești tot restul vieții pentru altcineva și nu pentru tine. Să n-ai timp liber, să n-ai bani. Fie scuze, străzile centabile sunt foarte, foarte scomotoase. Acum este 7, aproape 8 dimineața și acum lumea se trezește și merg la muncă. Și este incredibil. Ca tu persoană, când e schimbat, eu simt că sunt 1% din populație care fac lucrurile diferite și când mă plimb așa și mă uit la ceilalți, chiar îmi dau seama, mulți nu sunt în stare să facă această schimbare.
mulți merg la lucru și văd pe fețele lor că nu sunt fericiți. Nu sunt fericiți niciunul. Fiecare este, a, trebuie să merg la muncă, din nou. Dar sunt fericiți într-un alt fel, că nu sunt în zona lor de confort. Nu știu ce aia să treci viața cu adevărat. Am un prieten care face exact același lucru zi de zi. Nimic nu se schimbă, nimic. Și mulți pe mine nu mă înțeleg că cum de eu fac atâtea lucruri. Cum de merg la sală în fiecare zi, chiar după lucru sau înainte de lucru. Nu înțeleg, dar deja vă le explic lor că ei dacă încep să vorbesc despre succes sau despre personal, dezvoltare personală sau orice altceva, ei îmi zic, a, Peter, tu ești nebun, tu ești crazy, tu ești, nu știu, tu ești diferit, tu ești normal. Dacă vreau să am succes în viitor, trebuie să fiu diferit, trebuie să fac lucruri care să mă scoată din zona mea de confort, vreau să cresc sau vreau să mă dezvolt și mai mult. Eu fac lucrurile ca să devin o persoană mai bună în fiecare zi ce trece. Fiecare zi. Este ca și cum ai construi o casă. Nu-l poți construi într-o lună. Poate trebuie ani. Dar după ce ai construit acea casă, poți să stai liniștit, relaxat și te bucuri de acea casă. Chiar îți aduce beneficii acea casă. Sau mai multe case, ca să poți câștiga și bani. Poți să dai închirie, poți să vinzi mai departe. Asta deja e altă lucru. Cum o să fiu eu în viitor, când o să am succes și în World Ventures, o să am bani, o să am timp și îmi pot deschide mai multe restaurante unde pot avea mai multe beneficii care pot să aducă oamenilor, nu mie. Că mie nu... Eu am sacrificat destul în viața mea și încă o să sacrific până o să trăiesc, fiindcă dacă fac sacrificii, pe mine mă face împliniți să văd alți oameni fericiți. Cred că am avut multe momente că prietenii mei de acasă mi-au scris, a, Peter, n-am bani, nu pot să știu, te rog, uite că nu mi-ai dat salariu, trebuie să plătesc aia. Sau au fost doi prieteni pe care i-am ajutat, i-am trimis bani ca să începe și ei viața lor în străinătate, cum a venit, că erau sături de România. Și am trimis 500, 250, bine, nu contează suma de bani. Dar i-am trimis bani ca să înceapă și ei viața. Și mi-au zis, da, stai și frate, uite, la primul salariu îți trimit banii înapoi și așa, stai liniștiți. Du-te și fă, că știu cum este în străinătate. Și acum am un prieten în Londra și îi scriu, mai vorbesc cu el, hei, ce faci? Și îi scrie mereu că n-are bani. Și zic, ce faci, frate, cu banii? A, uite, chiriaș, bine, înțeleg, chiria este super scumpă, aia înțeleg. Și nu mai știu pe ce cheltuie, sigur, cheltuie pe bani, pe țigări, pe alcool. Și nu mai știu pe ce. Femei, cred că sau nu știu. În fine. Acum, trebuie să vă las, îmi cer, am ajuns la locul meu de muncă. River Bar, ultima mea zi aici. Bine, pot să fie poate mai câteva zile, fiindcă... Hi, good morning, how are you? Poate să mai fie câteva zile, fiindcă mai nu vreau să-l las nici pe acești băieți așa simplu. Ok, plec și gata, nu ne mai vedem. Nu, când o să mai fiu liber și o să am timp, o să vin și o să-i ajut cu mare plăcere. Ok, vă pup, vă doresc o zi productivă și minunată.